O femeie din Călăraș care a fost violată acum 2 zile se teme pentru viața sa, întrucât agresorul a fost eliberat din arest preventiv. Instanța l-a plasat în arest la domiciliu, chiar dacă anterior individul a fost judecat pentru omor. Femeia în vârstă de 39 de ani povestește că se întorcea sâmbătă seara de la serviciu. La un moment dat, trecând pe ulicioară întunecoasă, a observat pe cineva în spatele său. După câțiva pași, bărbatul ar fi venit din spate și ar fi lovit-o cu ceva în cap. Cu mâinile m-a strânjit de față, așa tare, tare, că îmi pare că să-mi scoată dinții din gură. Tot. Și cu pumnii după cap, așa, în cap, în dădie. A închicat acolo și-au făcut chestiile și ne-au arătat că să mă duc. Strigătele femeii au fost auzite probabil de cineva, pentru că poliția a ajuns rapid la fața locului. Însă nici individul și nici lucrurile femeii nu mai erau acolo. Totuși, bărbatul a fost reținut, însă astăzi a fost eliberat, urmând să fie cercetat în arest la domiciliu. Am vitiț, dar el poate să ne-o prindă, orice moment. El cu fost zile este închis și eu mă temem, dar muncă eu dat drumul acasă, eu mă tem să ies, stau și acasă singură. La judecată noi nu-s de ajuns dovezile. Asta nu poți și poți să mai arăți acolo, și poți să mai declar. Și se arăți, și mă, cu gâdul tăiet, ori cu ciorul rupt. Potrivit poliției, individul și-a recunoscut vina, iar toate lucrurile femeii au fost găsite la această casă. Probele au fost suficiente pentru a-l reține, însă nu și pentru a-l plasa în arest pe durata anchetei. Judecătorul care a luat decizia spune că violul și furtul comise asupra femeii nu sunt motive suficiente pentru arestul preventiv și că această persoană nu prezintă un pericol public. Două infracțiuni mai puțin grave. Arestarea preventivă se aplică în cazul infracțiunilor grave, deosebit de grave și excepțional de grave. Cel puțin nu au fost prezentat careva argument serioase care ar determina plasarea lui în arest. După discuția cu judecătorul de la poliție, am aflat că individul care are 26 de ani a fost judecat anterior pentru omor, însă nu a stat la închisoare tot termenul. El este originar tot din orașul Călăraș. Bănuitul vine și o recunoaște, deja urmează să fie luată hotărârea de către instanța de judecată. Poliția a pornit o cauză penală pentru viol și furt, iar dacă va fi găsit vinovat, individul riscă până la 12 ani de închisoare.